Salutare tuturor, sunt Andrei alături de Roni și bine v-am regăsit, oameni buni, episodul cu numărul 65 din seria noastră de survival pe 1.8. Și înainte să începem, v-aș ruga pe toți să nu uitați să apăsați și voi butonul de like dacă susțineți seria și bineînțeles dacă vreți să vedeți episoade în continuare. Bă, stați așa să-mi iau și niște cărniță, că nu mai am deloc carne. Te-ai blocat? Da. Nu, am avut eu un moment mai mare de lag. În fine... Da, eram momente de lag. Bă, mă auzi bine? Mă auzi clar? Da, mă, te aud bine, te aud clar. Ok. Dar eram ce mânca, nu știu cum să spun. De ce n-avem nimic prăjit? De-aia, pentru că n-am prăjit. Doamne. Fraților. Așa. Hai să pun aici la prăjit, chiar dacă tot avem șmecheria asta, ce naibii. Roni a fost harnic, iar. Și a muncit off-camera. De fapt, a filmat. O muncă off-camera, ca să spun așa, a făcut un livestream de vreo 3 ore, a avut livestream-ul? Nu, știu ceva de genul. A avut un livestream de 2 ore jumate, 3 ore, în care a muncit la frumusețea noastră, uite, puteți să vedea așa. Se vede așa pe colț. Da, a muncit la portul nostru și chiar sunt curios să văd cum a ieșit. Am văzut și eu o parte din livestream-ul ăla, nu m-am uitat la tot, ca să fiu sincer. Da, o să ne uităm acum. Hai mă, fă-te carne mai repede, bă, băga mie, și așa. Nu, de ce nu, stai niște franzele și gata. A? Nu știu de ce nu-ți fac. Pentru că nu dau bine franzelele, nu-mi plac, nu-mi place pâine. Așa, nu-ți gata. Ce? Nu-ți dă bine pita? Param, pam, pam. Tai. Bun, ia să vedem ce a făcut Ronald pe aici. Și noi aici, nu vine să cred că ai făcut terasa aia în care noi doi vom sta împreună. Ai pus și tort pe masă, serio, eu nu te credeam așa, Roni. Așa cum? Așa, ghici. Adică, noi doi, o terasă, două torturi și... Bă, e bine că sunt două torturi, unul pentru fiecare, nu un singur tort, știi? Așa, aici o să fie vaporul, presupun. De parcă n-ai fi știut. N-am știut! Mă prinzi? Dacă mă alegi, mă prinzi? Ce zici? Nu! Ce fraier, s-a urcat singur în apă. Gata! Și zicea, jos, ce-ai făcut, mă? What the fuck, asta arată că o dai de club, frate. Pui un glowstone aici, ești nebun, e club direct. Aola, ai fost... Deci tu asta ai făcut în 2 ore jumate, atât de puțin? Nu mai dan, mă, în mine. Atât de puțin? Cum atât de puțin? Până am gândit design-ul, până... Bă, mie îmi place, nu știu, așa e. Și chiar v-aș ruga, oameni buni, să lăsați și voi în comentarii o părere. Să vedem ce părere aveți de această construcție a lui Roni. Nu știu dacă ai observat că fapt divers a mutat toate scările astea. Da? Într-o parte. Erau aici, pe linie cu ușa, am observat. Da, să știi că... Era aliniate cu ușa asta. Ba da. Le-ai mutat și tu cu un rând, două mai în dreapta. Care e problema? Păi, s-a pus mult de lucru, bă, băia. Dar îmi place cum arată, băi. O să iasă șmecher. Și acum mai rămâne să continuăm partea de jos și să facem aici o navă mare, nu? Da, da. I did it, boy. I fucking did it. Bun. Ia să văd cum se vede pe aici. Fraiere. No. Uai de capul meu. Așa. Gata, bă, cu joaca. Hai, zi, ce facem? Partea de jos. Hai să vedem. Sus. Mai speriat rău. Partea de jos, nu știu, încă nu m-am gândit. Gata, hai. Hai să ne gândim. Ce naiba? E întuneric. Aici trebuie să arate ca... Podeaua tot din lemn de stalb, zic eu, nu? Mă gândeam să arate un pic mai ala șantier de bărci, știi, aici. Nu e ok podeaua asta albă? Care podea? Asta așa, de lemn alb. Eu zic că ar arăta ok pe toată partea asta, nu? Pe toată deci, partea carosabilă. Pe aici să punem cumva bărci. Am putea să facem un lansator de bărci. Ce? Un lansator de bărci. What the fuck are you doing? Nu. Unde ești? M-am dus să iau lemn alb. Bine. Așa, am luat lemn alb. Mamă, și cât lemn alb? De fapt un stack și un pic, nu cine știe ce. Era workbench acolo, nu? Să fac eu slab-uri. Da, am făcut la workbench-uri peste tot la fiecare etaj. De ce? Da, ia. În aleneți, mă plimb de colo. Bun, ia zi, înlocuiesc eu tot ce trebuie aici?
Ai o lopată sau ceva? Dă-mi și mie o lopată să mă nisip. Am eu lopată. Dă-mi lopată. Deci chiar nu lăsăm nisip aici, să arate natural. Să arate așa dărăpânat. Eu zic să uite, nu știu, măcar o parte. Dau, deja ai pus aici slaburi albe. Și gen nu arată ok să fie aici, se vadă construcție omenească. Și aici să fie natural, cum vrei tu să arate. A, apropo, ca fapt divers. Eventual putem să facem, uite, toată partea asta de lemn pe care o vezi și mai adăugăm noi două, trei bucăți de sand așa pe margine, știi? Astea... Da, ăla a fost. Două folosiri, așa zi. Ce vrei să zici, că n-am priceput? Mutăm, deși atent, lemnul ăsta alb. E prea într-o parte, trebuie să fie continuare numai cu sferile, știi? Deci îl sparg? Sparge. Cât? Îl sparg tot sau cum? Sparge alea două. Așa? Și atât? Și rândul pe care e ăsta. Nu bine, sub stâlp să lași. Sub stâlp e sand. Nu știu cum să spun. Nu mă, sub stâlp! Jesus. Lasă-mă sub stâlp. A, sub stâlp! E cream că celălalt stâlp, fratele mereu. Lasă că pun eu. Aolo, păi dacă... Sub stâlp, ok. Zombala o să-ți dea în cap. Ah, ți-a dat-o, fraiere! Hai să-l cânt tenis. Ce? Hai să-l cânt tenis, da. Așa. Bă! Da. M-a speriat caracatița asta, ok. Și zi, dă-mi lopata, pardon. Nu m-am gândit că o să urci pe acolo. Vrei să sapi aici? Da, mă, da. Și nu vrea să... Ce? Nu vrea să punem și aici altfel. Aceea să fie zonă, cum să zic, de... Nu prea artificial să arate cu scânduri pe jos. Înțelegi? Păi atunci punem sand. Nu lăsăm piatră și sandstone și căcat. Lăsăm punduri, dar putem face ceva de genul ăsta, așa se pare mai... E, nu, asta chiar... Nu. Deci lăsăm sand, stai așa. Ai tu sand la tine? Ce, ceva? Bă, uite că așa arată bine ca un ponton vechi. Ai tu sand la tine? Dar nu îmi place dirt-ul și stone-ul ăsta, chiar nu se potrivește nici sandstone-ul, frate. Păi sandstone-ul, stone-ul și dirt-ul le scoatem dacă ești, le dăm nisip. Păi dăm nisip, ai nisip? Aveam. Nu mai ai, apare. Sunt Doam, în... Cufăr sus, presupun. Nu, în furnal. Da? Am 21 sand la mine. A, n-avem ce face cu 21 sand la tine. Mă duc eu să mai aduc niște sand, sper să avem sand pe aici, prin zonă. Și vedem noi... Stai mie lopata, că aduceam o grămadă de sand. Taci, e lopata e a mea acum. Pare rău. Pac, mamă. Aolo, ce puțin sand, dar... Bă, avem și red sand. Să folosim și red sand. Nu știu. No. Sigur? Hai că am luat la mine să avem, să vedem. Cum s-ar potrivi. Eu zic că s-ar potrivi frumos așa, sau nu știu. Pana mea, sand, tot nisip, e nisip ars, nu știu, spune-i cum vrei. Așa, bun, ce sparge? Asta, oh! Cam repede sparge asta, bă. Come on, dude, what? Mamă, ce mă stresează. E prea puternice sculele, așa, e? Da! Oh! Ce-ai găsit? Dai să văd dacă-ți văd diamante. Nu pot să dau zoom-ul prin... Ba da, uite, aici pot. Stai. Te-ai glitch-uit? Da, taci. Redstone. Trișezi. Na, nu trișez. Mă inspir. Nu prea văd diamante, că nu pot să dau... Sau uite, mai dispare, uite, redstone, dar nu văd diamante, mă. Așa spui la școală când copiezi? Te inspir. Da, mă inspir, de la colegul. Asta chiar merge. Și vezi că nu copiez, transcriu. Vezi că asta e true, frate. Chiar transcriu, nu copiez. Adică dă-o numai să treabă. Mă înțelegi tu pe mine? Ce oameni. Cum se dracu să făcea undiță? Ce? Nu mai știu să fac undiță. Oricum nu știai, deci. Cum se făcea undița, mă? Nu știu. Serios? Bă, nu știi? Ce așa. Pastă-s. Nu, cum arată acum? Dar nu-mi place deloc aici pe fundal, că... Bă. Și ce vrei să punem aici în spate? Că nu putem lăsa dirt cu piatră, cu gravel, cu căcat.
Dracu se făceau, deci nu vine să cred că nu știu să fac undiță. Deci nu vine să cred că nu îmi spui ce naiba spun aici. Cum se făcea undiță? Nu știu. Nu-mi pasă, chiar. What the fuck? Nu știu să fac undiță, mă. Nu mai știi, gata. Te-ai pierdut, fraiere. A, așa, uite mă că arată. Eu zic că arată ok, așa. Arată mai natural, nu mai... Mai. Făcut undiță. Mă uitat pe Unde wiki. sunt? Așa, nu vino la mine că am nevoie de your help. Serios? Da. Hai deodată. Surpriză! Ce surpriză. Ce zici? Ai pus din ăsta așa? A? Arată bine. Și aici, uite, nu știu ce, cu ce să înlocuim peretele ăsta. Mă enervează enorm. Când văd așa, nu face asta că o să mă enervez. Ce fraier ești? De Nu ce? mă nimerești. Cum te numărezi? Nu, e Bă, bugat, trebuie stai pe loc, să... e bugat. În serios, e bugat, vezi? What the fuck, dude? Stai Ce ce pun șmecher aici. sunt. Sunt Dumnezeul tău, bă. Ce, mă? Așa. Zi-mă ce punem aici în spate. Un creeper. Mai întreb o dată, ce punem aici în spate? Stai, mă, poate muș. Vezi că mori necat. Nu-l moare nicio Zi mă ce punem aici în spate. nu știu. Am Red pus un Sand cap. să moară gică. Dacă trimit un prieten. Să pun Red Sand aici, bă. Bă! Cum ar ieși dacă ar fi Red Sand Pe aici? Asta e. fundal Red Sand? Ai putea Da. combina Dirt cu Red Sand. Arată foarte rău. Nu știu cum te explic. E un crater. Un Combinăm crater. dirt cu red sand. Am putea. Hai să vedem, hai repede să vedem cum iese. Ce pește am prins? Somon, mă, am prins somon. Somon, nu somon. Somon. Sparge. Sparge tot pe n-am. Nu te pricepe, dar cu pumnul n-ai auzit? Ca țăranii cu pumnul. Mă faci țăran? Da, nu eu, așa de văzut. Universul. Ce zici? Ah. Dai. Căcat! Mă enervează când trebuie să fac chestia asta. Ce foame? Ce? Ce foame? Stai, mă. Așa. Și... Așa. Ce zici? Ce zici? Eu zic că arată destul de fain, nu? Stai, uite dacă mai pun aici. Arată destul de random. Bă, destul de random. Dar nu-i cine știe ce, nu? Nu. Aoleu, nu spune că iar faci porcării de-astea, bă, ai făcut deja la etaj, mă. Nu, asta vreau să fie o bară. O barcă? Why? Ah, come on, Ronnie. Why would you do that? Bine că nu e mașină de curse. Nu mă pricep. No, bun, fraților, cam ăsta este portul la care a lucrat Ronnie și să-mi spuneți pe lângă părerea despre ce a lucrat Ronnie și părerea despre acest perete foarte, foarte șmecher făcut de Zăza Andrei, dar e, mamă, e the most șmecher perete 2015, adică e un E, ceva gen. Arată a barcă abandonată asta. Nu, Arată absolut vană. deloc, absolut deloc. Arată vană. Nu. Stai acolo să-ți fac o poză. Intră în barcă și uite-te la mine. Nu, uite-te în față. Așa. Gata, poza. Bun. Fraților, cam asta a fost episodul. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut și ne auzim data viitoare. Eu am fost Andrei, l-a fost Roni și v-am salutat pe toți. Ciao! Yeah.